La praznicul intrării Domnului în Ierusalim, sute de credincioși au trecut pragul celor două catedrale episcopale din Caransebeș. Preasfințitul părinte episcop Lucian, chiriarhul locului, a oficiat Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi la Catedrala Istorică Sfântul Gheorghe. Se cuvine ca la praznicul floriilor să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să parcurgem cele 40 de zile de post și rugăciune. Și se cuvine să-i mulțumim Domnului căci ne-a ajutat să ne mărturisim păcatele și să ne împărtășim în număr atât de mare cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. La slujba a participat un număr însemnat de credincioși. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Gheorghe Dobreanu. Praznicul intrării în Ierusalim al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost prăznuit și la Caransebeș prin participarea unui mare număr de credincioși la liturghia săvârșită în cele două catedrale episcopale, dar mai cu seamă prin participarea activă la Sfânta Liturghie a Credincioșilor, care s-au împărtășit în număr foarte mare. Bucuria slujirii în Catedrala Istorică Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost încununată prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, care a făcut din participarea la Sfânta Liturghie în Duminica Floriilor la Catedrala Istorică o tradiție. În cadrul Sfintei Liturghii, chiriarhul locului a hirotonit și un diacon.